Cheile au fost înmânate în cadrul unui eveniment festiv la primăria Suceava de către viceprimarul Lucian Hrășovski. Și am onoarea și plăcerea să vă mânez aceste chei, dar înainte de a vă responsabiliza și de a vă da acele chei în mână, am să vă spun și să vă transmit câteva lucruri. În sală sunt cei care au accesat criteriile ANL și astăzi vor primi cheile unei locuințe noi, 80 dintre ei, iar diferența de 9 persoane, o locuință care a mai fost folosită în cartierul Burdujeni. Sunteți acei norocoși care au știut să-și actualizeze dosarele, care au răspuns adresele primite de la primărie și vreau aici să le mulțumesc celor de la spațiul locativ care s-au implicat și cred că zi de zi ați interacționat cu ei atunci când veneați cu dosarele. Și uitați-vă că astăzi aveți șansa unei noi locuințe. Astăzi veți primi aceste locuințe. Pentru prima dată din istoria ANL-ului, pot spune, se întâmplă ca să avem locuințe în exces față de numărul de cereri. 89 de cereri au fost, 97 de apartamente puteau fi puse la dispoziție. Așa încât cred că toată lumea o să fie mulțumită. Important să știți, nu e unde neapărat îl aveți la parter, la etajul 4, cum a spus și colegul meu Lucian, există lift. Important e cum vi-l amenajați, cum vă faceți voi căsuța aia frumoasă, să vă simțiți bine în ea. Pentru familie au fost distribuite apartamente cu două camere, însă din cauza că pentru garsoniere au fost mai mulți solicitanți cu punctaj mare decât numărul locuințelor, 5 persoane singure s-au ales și ele cu apartamente în noile blocuri. Am dus utilitățile, vom face și sistematizarea rutieră, dar trebuie să știți că acele apartamente în care vă veți muta au fost construite de o firmă care nu a avut contract cu primăria. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că eu sunt o persoană responsabilă, spun că sunt tânăr, la fel ca și dumneavoastră, și vreau de la început să știți cum stau lucrurile. Nu vă așteptați să primiți un lux foarte mare la aceste apartamente. Din nefericire, după anumite criterii, care sunt și ale dumneavoastră, sunt la un standard destul de coborât, dar sunt locuințe noi, cu o construcție bună și utilă și, bineînțeles, dumneavoastră vă veți amenaja așa cum doriți. O problemă destul de mare pentru noi locatari sunt puținele locuri de parcare. Primăria Suceava va face parcări în zonă, însă amenajarea acestora începe la primăvară. Chiria lunară pentru locuințe ANL variază între 161 de lei și 240 de lei pentru tinerii sub 35 de ani, iar la beneficiarii cu vârsta de peste 35 de ani, chiria lunară este între 193 și 277 de lei. Locuințele pot fi cumpărate după un an de închiriere. Există chiar opțiunea cu rate, cu un avans de 15%.